Chiar și hoții își mai auțe țepe câteodată. Un hoț din Târgu Jiu a simțit pe pielea lui cum este să pici singur în groapă. Bărbatul în vârstă de 42 de ani a furat piese auto din curtea unui localnic, însă toate erau defecte. Acum riscă să ajungă după gratii. La data de 1 decembrie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați de către un bărbat de 50 de ani din Municipiul Târgu Jiu cu privire la faptul că persoane necunoscute i-au sustras mai multe piese autodefecte pe care le avea depozitate în curtea locuinței, fiindu-i cauzat un prejudiciu de 700 de lei. La fața locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul subunității, iar în urma cercetărilor efectuate au identificat un bărbat de 42 de ani din Municipiul Târgu Jiu bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt. Piesele furate au fost restituite pe gubitului, iar bărbatul care le-a furat este cercetat acum într-un dosar penal pentru furt.